Yasmin Latovlevici, în vârstă de 31 de ani, va deveni jucătorul lui Galata Istanbul la finalul acestei săptămâni. Turcia anunță că Galatasaray și Karabuk Sport s-au înțeles deja pentru transferul românului. Pentru a-și asigura serviciile românului, Galatasaray, va plăti suma de 700.000 de, euro către Karabuk Sport. Latovlevici va semna pe 3 ani cu Galata Sarai și ar putea debuta după jumătatea lunii septembrie, el fiind acum accidentat. În România Romania, la Tovlevici, a jucat la Poli Timișoara și Steaua București.